Bună și bine ați venit din nou pe canalul nostru de YouTube al Centrului Medical de Asan. Sunt Adrian Cătinean și astăzi o să vorbim din nou despre fasting. Ce înseamnă fasting? Termenul în engleză înseamnă post. Da? Post cu lichide. Nu facem un post, un dry fasting, deci un post pe uscat, Înseamnă că nu mâncăm, și în schimb bem apă. Dacă bem apă minerală, a, nu neapărat din asta. Dacă bem o apă slab mineralizată, ne ajută chiar mai bine, ne ține mai bine de foame, pentru că ne umflă mai bine stomacul și ne îndepărtează senzația de foame. Poate că mulți dintre voi v-ați gândit la, la post, știind că postul este o modalitate de autovindecare promovată de toate religiile importante de pe pământ. Este ușor ca și concept, da? ce poate fi mai ușor decât să nu mănânci nimic și să lași corpul să se autovindece? Da? Ușor de zis, greu de făcut. Da? De ce? Pentru că foamea ne chinuie. Foamea este un simptom, dragii mei, care vine și trece. Da? Nu este ceva care te omoară, este ceva care poate fi îmblânzit da? și este un simptom care durează 30-45 de minute maxim timp în care putem să bem apă, să ne umplem stomacul și la un moment dat trece. Este legat foarte bine de perioade la care mâncăm de obicei. Dacă suntem obișnuiți să avem 3 mese pe zi, atunci foamea o să ne chinuie puțin dimineața, la amiaz și bineînțeles o să ne chinuie mai tare seara. Am văzut acum pe internet și mă rog, pe Facebook există un grup de postitori cu, cu apă că din fericire, această metodă de autovindecare, cunoscută din vechi răstimpuri, da, din vechi timpuri, este din ce în ce mai populară. Este populară și pentru că, sigur, este ceva fantastic să poți să faci un post de 21 de zile sau un post de 40 de zile, dar eu nu asta propovăduiesc, nu asta încurajez. Pentru mine postul are mai multe valențe, printre care cele mai importante ar fi autofagia, asta înseamnă că corpul își mănâncă propriile proteine denaturate, care ar avea valențe clar anticanceroase, beneficii clare pe tot ce înseamnă sindrom metabolic, deci valori crescute ale glicemiei, valori crescute ale insulinei da, dislipidemie, scădere în greutate. Are efect și pe tulburările digestive, cum ar fi boala de reflux, gastroesofagian, sindromul de intestin poate bolile inflamatorii intestinale, da? Sigur că nu este recomandat copiilor, gravidelor, persoanelor mult subponderale sau cașectice, dar Sumarizând, are foarte, foarte multe elemente benefice, doar că nu este foarte ușor de făcut. Eu obișnuiesc să spun că este un joc mental, da? este un joc în care creierul trebuie să depășească setarea de a mânca, setarea de foame, care de fapt e o autoconservare, e un instinct de supraviețuire. Dar dacă lăsăm corpul în repaus, câteva zile vom avea beneficii extraordinare. Hai să vedem câte, post, câte feluri de post putem face. Păi, în primul rând, putem să facem un post intermitent. Asta înseamnă că 16 ore nu mâncăm și 8 ore mâncăm. În funcție de sigur caracteristicile fiecăruia dintre noi, putem să ținem un post între să mâncăm la 8 dimineață și ultima masă să fie la ora 4, da? Asta e mai greu pentru că seara suntem în general în familie, suntem acasă, toată lumea obișnuiește să mănânce seara și atunci este mai greu să-l ținem pentru că noi suntem cumva contra curentului, dar să știți că se pare că este cel mai sănătos sau cel care este mai popular între ora 11, da, deci împingem micul dejun până la prânz, 11-12 și ultima masă între 7 și 8, da, chiar mai bine ar fi înainte de uh, 7 pentru că trebuie să avem cel puțin 6 ore de la ultima masă până la uh, mijlocul somnului ca și rezultate, rezultate sunt studii științifice foarte multe. Pionierul acestui tip de post a fost Victor Longo, care la început a făcut studii pe animale și apoi studii pe pacienți, arătând foarte multe beneficii. Există modalitatea de a mânca o dată pe zi sau OMAD, one meal per day. Da? Deci asta înseamnă că țin, trebuie să ținem un post de 22-23 de ore și apoi să mâncăm în interval de o oră. Sigur că într-o oră nu trebuie să compensăm absolut toate alimentele pe care le-am fi mâncat în decurs de 24 de ore. Asta ne face chiar rău. Și bine ar fi să nu mâncăm, să stăm un caz de la cină până la cină. Ideal ar fi de la prânz până la prânz, da. acum fiecare dintre noi încercând, văzând și făcând fiecare de ce este în stare. Apoi, în afară de acest post de 24 de ore care ar fi de făcut o dată pe săptămână pentru fiecare dintre noi, pentru că mâncăm multe zaharuri, multă mâncare procesată da? și dat fiind și condițiile de acum stăm mult în casă, asta înseamnă că o dată pe săptămână ar fi ideal să facem un post de 24 de ore, dacă puteți lunea, lunea ar fi și mai eficient pentru că vine după vine sâmbătă-duminică în care cu toții avem câteva alunecări de la un regim normal. Pe urmă este postul care poate fi împins de la 24 la 36 de ore, cu beneficii mult mai multe pe tot ce înseamnă autofagie, ce înseamnă creșterea valorilor hormonului de creștere, normalizarea insulinei da? și, bineînțeles, modificarea de la metabolism glucidic la degradarea lipidelor și fabricarea corpilor cetonici care devin material energetic. Deci postul de 36-40 de ore, dacă nu mănânci de duminică seară de la 7 da? și stai nemâncat până să zicem astăzi, marți, la ora 11, atunci ai făcut un post de 40 de ore. Dacă împingem mai departe postul, Cercetătorii japonezi au demonstrat că la 58 de ore de post cu lichide atingem valențe anti-aging, anti-îmbătrânire a postului și mai departe postul de 72 de ore cu apariția celor stem și regenerarea celulară, regenerarea intestinului apare mai repede după 36-40 de ore, dar la 72 de ore deja s-au găsit celulele STEM pluripotente de regenerare la nivelul pancreasului. Și aici îl voi cita pe Victor Longo. Cât de mult să continui cu postul? Eu zic că undeva la 5 zile ca să maximizez degradările de țesut de grasos ar fi ideal. Ar fi ideal de făcut, poate. Deci, dacă nu vă este greu, mai mult de 3 zile, să ajungeți la 5 zile, dar eu la 5 zile m-aș opri, pentru că pot să-l fac de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori pe an. De 2 ori se recomandă, nu mai mult, pentru prevenirea cancerului. Dar dacă vrem să slăbim, putem să combinăm mai multe feluri de post, o dată pe săptămână facem 24 sau 36 de ore și o dată pe trimestru facem postul cu apă de 3 zile. Am citit că mulți practicanți ai postului de lungă durată apelează la clisme. Din punct de vedere din punctul meu de vedere, ca și gastroenterolog, ca și om care fac colonoscopii și care Cred că am o înțelegere mai aprofundată a tot ce înseamnă microbiota intestinală și sănătatea intestinală. Dacă chiar vrei să nu ai materii organice în interiorul intestinelor, când începi porți, tu poți să faci o pregătire ca și de colonoscopie. Dacă totuși n-ai făcut, atunci undeva pe la ziua a patra poți să-ți faci o clismă, poate cu ser fiziologic, ca să nu fie agresivă pentru. Pentru intestin, dacă nu cu apă călduță, dar o singură clismă este suficientă. Vreau să ating aici legenda, aș spune legenda urbană. În obiceiul de a-ți face clisme tot din două în două zile pe postul. pe. Um, um, de-a lungul unui post cu lichide de lungă durată, care ar extrage din intestin tot felul de toxine și de material de culoare închisă, de culoare deschisă, parazit și așa mai departe. Nu, dragilor, este vorba doar de mucusul pe care îl secretă mucoasa intestinală și care are un rol în a hrăni bacteriile bune ale intestinului, care la rândul lor reduc inflamația. Mai aduc un argument și spun că cei care au inventat postul și l-au practicat, nu, poate creștinii din primul secol al primului mileniu și care făceau post în pustie, cu siguranță n-au avut la dispoziție unelte ca să-și facă clisme din două în două zile. Așa că sunt convins că nu. Obiceiul cu clismele nu aduce beneficii pentru sănătate și sigur depinde și cu ce faci clismă cu care poți să te dezechilibrezi hidroelectrolitic și chiar să-ți faci uh, mai rău. Din punct de vedere al supravegherii și indicației medicale, sigur că înainte de fiecare post ar fi bine să vă consultați cu un medic. Uh, pentru cei care au comorbidități, cred că știți deja ce înseamnă termenul comorbidități, deci multe alte bori cardiovasculare, diabet zaharat, ficat gras, hepatită, ciroză sau alte lucruri, da, este neapărat nevoie să se consulte cu un medic înainte să înceapă un post cu lichide și v-am spus din punctul meu de vedere eu aș limita durata postului la 3-5 zile pentru că totuși acești pacienți ar trebui urmăriți. Ar trebui urmăriți de cineva cu experiență. Sigur că încă o dată spun, oamenii care fac post de 20-40 de zile sunt, sunt extraordinari, sunt fantastici, trebuie admirați, dar trebuie să reținem că nu toată lumea este la fel și nu toată lumea reacționează așa cum am reacționat eu dacă am ținut post de 40 de zile și dacă cineva nu poate, nu înseamnă că e lipsit de voință, ci înseamnă că are o anumită particularitate în ceea ce privește metabolismul, glucidelor, lipidelor și se face mai tare rău sau prin degradarea țesutului grăsos care a acumulat toxine de-a lungul anilor se ajunge la degradarea acelui țesut și, bineînțeles, crește nivelul de toxemie în interiorul organismului. Haideți că nu mă mai lungesc, sper să aveți răbdare, să urmăriți tot materialul, apăsați butonul subscribe și vă aștept data viitoare cu drag. Multă sănătate!